Pentru a ține situația sub control, a fost nevoie de intervenția comitetelor locale, dar și a angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În teren s-au deplasat prefectul și subprefectul județului Gorj. Precipitațiile căzute în ultimele 24 de ore au afectat, din ce am centralizat noi până acum, 8 localități, dintre care 4 orașe și 4 comune. În aceste localități au fost afectate 47 de gospodării și doar 2 locuințe și 127 de hectare de teren agricol. S-au intervenit atât comitetele locale, cât și angajații ISU. Am avut și noi de la prefectură angajați în teren. Domnul prefect, domnul subprefect au fost la localitățile afectate. O situație mai delicată se înregistrează în comuna Samarinești. Acolo au fost afectate 10 de hectare de teren după ce râul Motru a ieșit din matcă. Nivelul apei a crescut până la o jumătate de metru, autoritățile fiind în alertă. La fața locului a fost și subprefectul județului Gorj, Virgil Drăgușin. Din fericire, gospodăriile nu au fost afectate. Într-adevăr, o situație mai delicată este la Samarine. Se pare că râul Motru a depășit cota de atenție. Sunt afectate până acum doar 15 hectare de teren agricol. Spun doar pentru că nu sunt afectate gospodăriile și domnul subprefect este în acest moment acolo. Din ce ne spunea telefonic, nici nu există deocamdată riscul să ajungă apa la gospodării, pentru că gospodării sunt la 500 de metri de acest râu și între râu și gospodării există o cale ferată și acostamentul este ridicat, deci nu există riscul să ajungă la gospodării. Edilul comunei, Marian Ardeiu, a declarat că autoritățile au dat asigurări că anul acesta va fi demarată o investiție de regularizare a râului. Inundații ale râului Motru pe culturi agricole, pe vreo 20-30 de hectare. Doar la culturi agricole. Doar monitorizez, deci n-ai cum să intervii. Ce poți să faci? Că râul Motru ia sunt mai multe puncte și se revarsă în culturi, după care își revine. Cum a plecat domnul subprefect de aici, a fost și dânsul, a fost și doamna Doina Isar, șefa de la APE, doamna ingineră șefă. Știu de situație și au promis că anul ăsta încep o investiție de regularizare și atenuare a costurilor, ceva de genul ăsta. Ale râului. De câte ori plouă mult în Hamonte, la Tismana, avem aceeași problemă. Și numai în două puncte critice la noi și, mă rog, și la Văgiulești. Hidrologii au restrâns la 3 numărul județelor aflate sub cod portocaliu de inundații, Gorjul fiind unul dintre ele. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în intervalul 25 aprilie ora 10-26 aprilie ora 18, va fi cod portocaliu de creșteri ale debitelor și nivelurilor cu depășiri ale cotelor de atenție și de inundație pe râurile din bazinele hidrografice Motru Superior și afluentul său Coșuștea, pe Jiu la Răcari, sector Îndiguit.